Deputatul PDL Dan Păsat a fost audiat de procurorii DNA în dosarul în care este acuzat de șantaj. Petre Nechita vine cu informații. Petre, de ce a fost chemat deputatul astăzi? Bună ziua, procurorii anticorupție l-au înștiințat pe Dan Păsat că îi prelungesc interdicția de a părăsi țara. Deputatul democrat liberal a ajuns la sediul DNA în jurul orei 10 și a ieșit după jumătate de oră. Spune că se consideră în continuare nevinovat și că vrea ca DNA-ul să-i trimită cât mai repede dosarul în instanță pentru judecata pe fond. Nu vrea însă să renunțe la imunitatea parlamentară, tool care până acum l-a ținut departe de arestul preventiv. Procurorii au vrut să-l rețină, însă n-au reușit să treacă de voturile din parlament. Dan Păsat este acuzat că în perioada 2009-2010 a obținut foloase necuvenite din mai multe contracte de achiziții publice derulate cu diferite primării de pe raza județului Giurgiu. În momentul în care întâlnea opoziție din partea autorităților locale sau a partenerilor de afaceri, recurgea la amenințări sau chiar la violențe. Cazul său a redeschis discuția legată de imunitatea parlamentară. În unele țări din Europa, parlamentarii au imunitate doar pentru pozițiile politice pe care le susțin și pentru modul în care își susțin aceste opinii, nu și pentru infracțiunile grave, cum se întâmplă la noi. Dar ce să-i faci în România? Să fii parlamentar înseamnă automat să fii mai presus de lege. Petre, mulțumesc pentru informații.